scăpat de rujeolă, cel puțin la Cluj. Dacă anul trecut vorbeam despre o epidemie, în prezent județul se poate lăuda cu înlăturarea aproape în întregime a cazurilor de acest fel. Aceasta în condițiile în care în acest an la nivel național s-au înregistrat deja peste 5.000 de cazuri. La nivel județului Cluj, la ora actuală avem 2 cazuri de rujeolă înregistrate, cazuri care sunt, de fapt, în ghilimele spus, de import, adică având perioada de incubație în alte localitate, doar domiciliul fiind de județul Cluj. Deci, ca și numărătoare, la noi nu se contorizează și nu mai avem cazuri de rujeolă din luna august 2017, an în care au existat, în cadrul epidemiei de rujeolă care a debutat în 2016, 231 de cazuri. Măsurile speciale luate anul trecut au avut ca scop creșterea procentului de copii vaccinați, iar metoda se pare că a dat roade. Ideea este că am crescut ușor, ușor procentul de vaccinare, ajungând pe la 87-88% din populație. Nu este un procent satisfăcător, acesta trebuie să urce în continuare și tocmai de aceea e continuă campania extinsă de vaccinare cu acea grupă suplimentară de 9-11 luni, 12 luni și cel de-al doilea rapel la vârsta de 5 ani. Prin comparație, în anul 2016, procentul de vaccinare era de aproximativ 78% la nivelul județului Cluj. În afară de vaccinare, prevenirea răspândirii acestei boli începe încă de la grădiniță. Triajul epidemiologic se efectuează în fiecare dimineață, lunea, miercurea și vinerea când sunt aici. Și dacă apar ceva probleme de ordin medical, sunt semnalizate și copiii sunt rugați să fie duși de către părinți la medicul de familie pentru investigații suplimentare. Atât în cazul rujeolei, cât și a rubeolei, este o boală cu caracter viral, în care predomină febra care e așa, plus erupție, nas înfundat, tusea. Direcția de Sănătate Publică Cluj recomandă părinților să se prezinte cu copiii la vaccinare.